De ce, ce am făcut noi? Vreau, când s-a prăbușit, la noi piața de desfacere a producției noastre agricole era numai Rusia. Noi toți acum privim ce s-a întâmplat în Rusia primii 10 ani, deci numai după filme, banditism nemaipomenit și mai departe. Deci noi am rămas fără piață. Noi venim într-o economie de piață, dar piață nu avem. Ca să refaci chestia aceasta, ca tu să vii pe piața europeană, cum facem noi acum și cum pe parcursul acestor ani, noi avem deja vreo 70% din mărfurile noastre care le producem, cum le producem, altă vorbă, dar noi le exportăm în Occident. Ceea ce era imposibil, inerția și posibilitatea de a transforma cere timp. Și aici e că sunt două lucruri. N-a fost o politică consecventă în direcția aceasta. Eu am lucrat din prima 10, 89 de fapt. De fiecare dată. Dar ce poți face cu agricultură? Dar uitați-vă că în fiecare an, eu mă uitam, am fost președinte de Polonie, știți, nu de mult. Da. Mă uit la când cu doamna Maia Sandu au ieșit și la conferință de presă, vorbește, pe urmă, hop, capitolul agricultura Poloniei. Oamenii se sunt bine, avem piață, avem și mai departe. Deci cu agricultură fac, dar noi cu pământul nostru, care încă la sfârșitul secolului XIX era calificat ca unul din cele mai bune pământuri. Și acum se știe în Europa de toate. Deci este nevoie de timp, este nevoie de consecvență și este nevoie de un lucru foarte esențial. Este nevoie de înțelegere în societate. Pentru aceasta, dumneavoastră porniți să faceți o casă. Deci, faci un proiect. Și vă înțelegeți și fel de casă construit. Noi știți dumneavoastră că așa și n-am mai făcut lucrul ăsta. 30 de ani noi n-am discutat niciodată ce fel de casă construim noi. De ce? Fiindcă vă spun, când s-a întâmplat toate lucrurile acestea, noi ne ducem în Europa și am început să luăm niște standarde din Europa care sunt absolut neaplicative pentru noi. Dacă ele sunt bune pentru nemți sau pentru olandezi, sunt absolut contra puse două. Și iată, poftim, începem privatizarea. Păi bine, privatizarea... Noi am luat modelul ceh. Păi bine, dar noi nu suntem cehi, noi nu avem istoria aceasta. Mai departe, cehii sunt unii cu slovacii care s-au divizat liniștit în Europa, fără mare bătălie și fără conflicte. Am luat lucrul acesta, l-am aplicat foarte prost, plus momentele acestea noastre. S-au evit băieții ăștia care mai harnici și mai departe. Și ce am rămas noi? Și eu aici vă spun că eu particip la multe conferințe internaționale și eu vorbesc foarte supărat pe Europa în cazul ăsta. Voi ne-ați chemat, faceți economie de șoc. Da. Păi bine, noi am făcut-o. Privatizarea. Am făcut privatizarea foarte repede. Foarte repede, grăbită. Bine. Mergea, cum spune, putea să treacă și chestia asta, dar noi la ce ne-am așteptat? Că vine investitorii din străinătate, modernizează industria aceasta noastră, care era destul de bună atunci, era destul de... Asta-i. Noi aveam principal, aveam o clasă muncitoare și o componență de ingineri tehnici foarte pregătiți. Și atunci ce se întâmplă?